Evadare în timp și spațiu este intitulată expoziția personală a artistului plastic Ștefan Popa, inaugurată la Biblioteca Națională a Moldovei. Reunește lucrări de pictură, grafică și sculptură și le oferă privitorilor un refugiu în lumea visării, a frumosului și armoniei. A idoma unei porți larg deschise spre o lume în care domină lumina, sfințenia, speranța, este expoziție personală a lui Ștefan Popa, cu un generic actual în spiritul vremurilor pe care le trăim, evadare în timp și spațiu. Este mesajul zilei de astăzi, fiindcă am ajuns în timpuri grele, sunt dispus să fac lucruri frumoase. Lucrez și noaptea uneori, dar le termin ziua la lumina de zi, când văd bine și tonalitatea și culoarea. Eu toată viața m-am orientat pe imaginație, pe simboluri. Cum îmbinați, iată, pictura, grafica, sculptura? Eu, practic, mai mult lucrez în designul interior, dar grafica, pictura, sculptura, asta e un hobby. Deci, specialitatea de bază lucrez în designul interior, în proiectare, proiectarea spațiilor interioare. În expoziție sunt etalate 40 de lucrări de pictură și grafică și 6 sculpturi de forme mici. Toate împreună îl reprezintă pe artist într-o evoluție continuă. Ștefan Popa. El a fost elevul unei școli speciale internat republicane de arte plastice, o școală extraordinară. Urmând studiile în Estonia, într-o republică care pe atunci deja era în circuitul valorilor europene, astfel noi avem astăzi în fața noastră un artist împlinit, un artist modern, interesant, integral și polivaloric. O expoziție nobilă, o expoziție de o ținută foarte bună. Mie personal mi-a plăcut foarte bine atât centrul ăsta care l-a făcut el cu lucrarea, deci în pictură și sculptură. Și chiar integritatea sau armonia dintre cele două. Sculptura este consacrată Valeriei Barbas. Da. Nu știam că Valeriei, dar mi-a plăcut însăși modul ăsta de a expune și de a prezenta. Primul și cel mai important critic și admirator al creației lui Ștefan Popa este soția Eleonora Brigalda, critic de artă care practică și ea pictura. Împreună cu fiica, artista Valeria Barbas, au participat la numeroase expoziții de la noi și din străinătate. Împreună cu soția și cu Valeria am fost în diverse tabere de creație. Numai la Blaj am fost de 7 ori invitați. Noi trebuia anul trecut să avem și o expoziție în 3 personală, la Blaj, la Mica Roma, așa îi spun românii, Blajului. Această expoziție, într-adevăr, este evadare în timp și spațiu. Acum noi toți ne dorim să evadăm undeva, cineva în Egipt, cineva în Turcia. Uite că Ștefan Popa evadează în pictură, grafică și sculptură. Pentru el este specific îmbinarea raționalului cu sensibilitatea. Dacă privim atent lucrările, putem observa că unele sunt geometrizate, analizate, cu un anumit fondal filozofic, altele te cuceresc prin sensibilitatea culorilor, prin îmbinarea armonioasă a formelor. Expoziția Evadare în timp și în spațiu va fi deschisă la Biblioteca Națională până în data de 28 noiembrie.